spuneți-mi, ați reușit să vă lămuriți de unde această confuzie care a dus la acest incident incredibil? Eu am ascultat la rândul meu declarația mamei actrisei Laura Vasiliu. Am luat legătură cu doamna Laura Vasiliu, care și-a exprimat în mod vehement dorința de a nu publiciza și a nu divulga absolut nimic în legătură cu acest eveniment și conformitate cu atribuțiile care le am, sunt obligat să respect dorința actrisei, cu siguranța că totul e în regulă. Am înțeles că Laura nu a dorit ca acest incident să fie făcut public, însă vă reamintesc și dumneavoastră și telespectatorilor noștri, în această dimineață, în ediția online a ziarului Gândul, a apărut întreaga poveste. Iată, incidentul este unul public și vine pe un fond care este și așa tensionat. În Italia, românii sunt priviți prost, iar toată această problemă a fost amplificată după scandalul Mai Laț. Spuneți-mi, cum se simt românii acum acolo și, pentru că dumneavoastră sunteți în Torino, spuneți-mi dacă este o situație specială acolo. În Torino, din fericire, situația este absolut liniștită, fără niciun fel de eveniment, fără acea, să spunem, între ghilimele, frică sau teroare care este intens mediatizată. Există în momentul de față, cu ajutorul colaborării între Ministerul de Interne român și Ministerul de Interne italian, o colaborare între forțele de ordine care acționează în comun și caută să izoleze cazurile de infracționalitate care ar putea să continue să păteze imaginea cetățenilor români, însă și poate asta duce la un pic de exagerare a acțiunilor dumnealor și un pic la, să spunem, o verificare foarte minuțioasă a fiecărui caz care, în sigur, că a dus și la acest incident regretabil. Domnule consul, revenind însă la ce s-a întâmplat în legătură cu actrița Laura Vasiliu, spuneți-mi dacă autoritățile române se vor limita la scuze din partea carabinierilor pentru această confuzie care, iată, a provocat neplăceri destul de mari, sau dacă va exista o replică oficială a autorităților române către cele italiene pentru greșeala făcută? Tehnic vorbind, trebuie să spun că acțiunea autorităților italiene nu este o acțiune ieșită din normele, să spunem, între ghilimele, de funcționare a instituțiilor de ordine publică, pentru că, practic, vorbim de un caz teoretic, nu vorbim de acest caz, s-a procedat la solicitarea identității unei persoane. Da, dar asta s-a întâmplat după ce i-a fost spartă ușa camerei, s-a acționat într-un anumit fel și pe un fond despre care tocmai vorbeam ceva mai devreme, și acela că românii nu mai sunt deloc bine priviți în Italia, din contră au de suferit din pricina incidentului care l-are personaj central pe Romulus Mai Laț. Să fim foarte, foarte clari, infractorii români trebuie să înțeleagă și dumnealor că există o acțiune coroborată între autoritățile române și italiene pentru îndepărtarea lor, conform cu legile, de pe teritoriul italian, pentru salvarea liniștii publice italiene și salvarea imaginii celorlași cetățeni români. Domnule consul, este clar că e un subiect care va fi urmărit astăzi și dezbătut, întors pe toate fețele, fie că Laura vrea să vorbească despre acest lucru sau nu, s-a întâmplat și avem dreptul să ne punem întrebări, pentru că locuia într-un hotel, iar cei de la recepție cu siguranță puteau să-i ajute pe polițiști spunându-le: da, este o actriță româncă, locuiește la noi în hotel, ne mândrim cu asta pentru că a jucat într-un film premiat la Cannes. Vă mulțumim pentru amabilitate și oricum așteptăm în continuare detalii.